Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Trei persoane din Alba au avut de suferit din cauza caniculei. Un copil și doi adulți din zona orașului Abrud au necesitat îngrijiri medicale după ce au reclamat stări de leșin și deshidratare. Medicii recomandă încă o dată evitarea expunerii la soare în perioadele caniculare. Cele trei cazuri de lipotimie s-au înregistrat ieri în prima zi de cod galben în zona orașului Abrud. Un copil și doi adulți au avut nevoie de intervenția medicilor după ce au căzut în stradă din cauza căldurii. În aceste zile, de fapt de ieri, de când a fost instaurat codul galben, până astăzi au fost monitorizate trei persoane, s-au înregistrat trei persoane care au suferit din cauza temperaturilor foarte ridicate, cerând ajutorul ambulanței din cauza că au prezentat stare de lipotimie și deshidratare. Medicii recomandă cu insistență evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul 10-18. Să se hidrateze corespunzător, să poarte îmbrăcăminte lejeră, să evite să se expună razelor solare în timpul zilei între orele 11 și 18, mai ales copiii și bolnavii care sunt în evidență cu afecțiuni cronice. De asemenea, la primele semne de disconfort este bine sau senzație de lipotimie sau senzație probabil de deshidratare cu somnolență și alte acuze, este recomandat să ne adresăm medicului de familie. Tot astăzi, pe fondul codului galben de caniculă, Crucea Roșie Alba a instalat trei puncte de prim ajutor în zona Casei de Cultură a Studenților, Casei Județene de Pensii și în capătul Bulevardului Transilvaniei, spre cinematograful Dacia. Voluntarii Crucii Roșie Alba și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au asigurat serviciile de prim ajutor și de măsurare a tensiunii arteriale. Totodată, la corturi, trecătorii au putut poposi pentru a se răcori cu un pahar de apă rece. Proiectul de hotărâre privind deblocarea posturilor vacante în sistemul sanitar a fost postat spre dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății. Conducerea Spitalului Județean Alba speră ca prin acest proiect să fie deblocate posturile absolut necesare, solicitate încă de la începutul anului. Dacă proiectul va fi aprobat, se vor vacanta posturile specifice în principal de medici, asistenți medical și personal auxiliar. Noi facem o evaluare să vedem ce presupune această deblocare și de data asta este lăsată la latitudinea ordonatorului, deci se elimină acel parcurs lung. Noi, de exemplu, avem la deblocat postul de anul trecut, despre care nu mai știm nimic, dar poate că hotărârea asta de guvern ne va aduce un pic în realitate să mai ocupăm din posturile absolut necesare. Proiectul prevede ca fiecare ordonator de credite să poată ocupa posturile care s-au vacantat după data de 1 ianuarie și care fac parte din categoriile de personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar. Actul normativ se află în dezbatere publică până la data de 13 august. Tascălii care vor ca din toamnă să fie la catedră și-au dat examen, au aflat astăzi rezultatele. 5 cadre didactice din Alba au luat nota maximă la proba scrisă a examenului de titularizare. Peste 200 de profesori au reușit să obțină mult râvnitul 7. Pe de altă parte, 79 de dascăli au luat note sub 5 și-au ratat astfel un post de suplinire. La examen s-au înscris 634 de cadre didactice, însă nu toate candidaturile au fost validate. Au intrat în focul probei scrise 446 de persoane. După prima oră de examen au abandonat 33 de dascăli. La cele 12 centre de examen au ajuns în cele din urmă 413 lucrări. Din 413 lucrări, 412 au fost evaluate. Notele între 5 și 10 sunt, cu note între 5 și 10 sunt 333 de lucrări, din care peste 7, 206, iar între 5 și 7, 127 de lucrări. Profesorii s-au luptat în data de 2 august pentru unul dintre cele 558 de posturi scoase la concurs, respectiv 92 de posturi titularizabile din acest an. Proba scrisă s-a desfășurat în 35 de centre de examen organizate în școli și unități de învățământ din județ. Rezultatele au fost afișate astăzi online pe edu.ro, la sediile centrelor de examinare și la inspectoratul școlar. Eu? Știu că nu mai taie. Sunt bune. Sunteți mulțumit? Sunt foarte mulțumit. Aveți vreo șansă? 85. Locuri nu prea sunt după rezultate. Sunteți mulțumită de rezultat? Da, să zicem. Pentru ce ați optat? Pentru un post de educatoare. Și aveți șanse să ocupați un astfel de sunt post? Sunt a treia și sunt trei posturi. Să vedem după contestații
ce va fi. La proba scrisă s-au luat și 5 note de 10 la specializările învățător, educator, limba germană, limba română și terapie educațională. Contestațiile se depun la Inspectoratul Școlar Județean astăzi până la ora 21 și mâine până la ora 13. Abia pe 9 august vor fi afișate rezultatele finale. Consiliul Local Alba Iulia nu a aprobat în ședința de astăzi contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local de persoane. În consecință, autobuzele de călători ar putea să tragă pe linie moartă, iar alba iulienii să fluiere apagubă. Proiectul de hotărâre vizând contractul ce urma a fi încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia nu a trecut. Primul pe ordinea de zi, proiectul nu a întrunit majoritatea minimă necesară. Mai degrabă din prudență excesivă sau din necunoștință de cauză decât din rea voință, consilierii liberali, dar și unul din PDL s-au abținut, fapt pentru care s-au contabilizat 10 voturi pentru și 7 abțineri. Ori minimul necesar de voturi pentru ca proiectul să fie aprobat trebuia să fie de 11. Primarul Mircea Havai a taxat prompt pe abținuții aleși locali. O să discut acum cu juriștii, în mod normal ieșim din AIDA, tot ce s-a făcut până acum, toate cheltuielile, tot ce s-a făcut cu aprobările Consiliului Local, vor fi înapoi. O să vedem ce vă spune și justiția, pentru că nu putem să rămânem așa, adică deja este chiar bătaie de joc. Însă, ținând cont de faptul că nu mai suntem deci nu intrăm într-o colaborare cu firma după licitație, suntem din nou ca la început. Deci, poate va trebui să facem o licitație pe oraș, să desfințăm tot ce înseamnă AIDA. Poate nu va trebui să facem, o să mă consult cu juriștii, însă la prima vedere înseamnă că suntem în aer și s-ar putea să circulăm pe jos sau fiecare cu mașina lui. Deci este responsabilitatea Consiliului Local, noi ne-am făcut toate, am făcut toate demersurile, da, așa se înțelege, așa se înțelege. Deci este un consiliu care, cum să vă spun, lucrează împotriva cetățeanului. Primarul Mircea Hava a precizat că nu va mai solicita revenirea la proiect, dar că legislativul de Alba Iulia o poate face prin inițierea unui nou proiect de hotărâre. Eu mi-am făcut treaba, aveți un transport încă în comun cu n-are nimeni în toată zona și lucrul ăsta l-ați văzut dumneavoastră. Dacă asta deranjează în Alba Iulia pe consilierii puterii, pentru că ei sunt la putere acum, pe țară, deci consilierii guvernului, dacă pe ei deranjează această chestiune, au votat în consecință și a cătă ce să întâmplă. Pe final de ședință, consilierul democrat-liberal Pavel Popa a pus degetul pe rană. Mă duc acasă cu inima neîmbăcată în ceea ce privește transportul public în comun. Eu n-am decât de seară, prin relațiile care le-am și eu sunt organizat la nivel de localitate, să dau de știre oamenilor de pe străzi, să ne întâlnim undeva, să le spun că din viitor apropiat sau poate chiar de mâine, autobusele, cele 21 de autobuse, nu mai intră în Arda din cauza că noi nu am votat ceea ce și-ar fi dorit oamenii să aibă pentru viitor. E posibil ca oamenii să ne dea în judecată din cauza că trebuie să-și întâlnească activitatea în teritoriu. Ce vom face noi pentru viitor dacă, și mă sigur, ei câștigă procesul? Îmi pun întrebarea ca un om bătrân și vechi în Consiliu, cu de-așa nu m-am întâlnit într-adevăr și mi-e mai mare rușinea să mă întâlnesc cu oamenii să le spun ceea ce nu s-au așteptat, fiindcă în Oarda primul autobuz a intrat în aprilie 1956. Liberalul Gabriel Pleșa, unul din consilierii care s-a abținut la proiectul de lege cu pricina, a încercat să explice de ce această poziție. După părerea mea, ați văzut că au fost 7 abțineri, nu doar din partea, să zic, opoziției din Consiliul Local, ci din partea puterii. Părerea mea că marea majoritate a consiliilor locali care s-au abținut, deși nu o recunosc deschis, să tem de problemele ce le-au avut în trecut, mă rog, dând declarații la DNA, fiind atât de suspicionată această licitație pentru transportul public local. N-au recunoscut-o public, dar au considerat că e mai bine să se abțină ca să nu aibă niciun fel de poziție în delegarea serviciului către AIDA, scuze, și AIDA către câștigătorul licitației. Sunt perfect de acord că orașul nu poate rămâne fără transport. Părerea mea că nu va rămâne. Se va găsi o soluție pentru câteva zile. Probabil se va reveni într-o ședință extraordinară unde se vor explica lucrurile concret.
În concluzie, va fi convocată aproape sigur o ședință extraordinară în cadrul căreia să se îndrepte lucrurile. Deschiderea celor două centre de permanență în Alba Iulia a fost amânată pentru luna septembrie din cauza lipsei de finanțare de la Ministerul Sănătății. Prin înființarea acestor centre se dorește reducerea aglomerării din secțiile de primiri urgențe pentru probleme care pot fi rezolvate la medicii de familie. Deși era programat să fie inaugurate în luna august, centrele de permanență destinate bolnavilor vor fi deschise cel mai probabil la începutul lunii septembrie. Horia Timiș, directorul DSP Alba, a declarat că vor fi rezolvate problemele legate de finanțare în maxim 2 săptămâni. Cât privește spațiul, unul din centre va fi deschis la parterul policlinicii situate pe strada Mușețelului din Alba Iulia, iar locația celui de-al doilea centru este încă incertă. Reamintim că în județul nostru funcționează 3 centre de permanență pentru bolnavi, înființate după închiderea spitalelor din Ogna Mureș, Baia de Arieș și Zladna. De asemenea, un centru de permanență cu mai multe locații asigură consultații pacienților din zona Munților Apuseni. Aceste centre de permanență sunt deservite prin rotație de medici de familie din fiecare oraș care au încheiat contracte cu DSP. Asistența medicală se acordă la cabinetul medicilor de familie până la ora 15, după care bolnavii pot apela la serviciile centrelor de permanență. 120 de locuri de muncă vacante în județul Alba. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță posturi disponibile săptămâna aceasta în Alba Iulia, Câmpeni, Aiud și Sebeș. În Alba Iulia s-au anunțat 28 de locuri de muncă vacante, atât pentru muncitori cu studii superioare, cât și pentru lucrători cu studii medii. Astfel se caută un director administrativ și un inginer topograf, 10 șoferi pe mașină de mare tonaj, 4 instalatori apă canal, 3 vânzătoare, dar și dulgheri, zidari, zugravi, casieri, barmani și croitorese. În Aiud, săptămâna aceasta, avem un singur loc de muncă scos la concurs pentru un lăcătuș mecanic. De cealaltă parte, în Câmpeni se anunță cele mai multe posturi disponibile în această perioadă și anume 73. Se caută 50 de confecționeri îmbrăcăminte, 20 de muncitori necalificați în industria confecțiilor, dulgheri și tâmplari. În Sebeș au fost scoase la concurs 18 locuri de muncă vacante. Se caută patiseri, cofetari, cameriste, personal întreținere, pensiune și bucătărie, sudor și șoferi pe automacara. Șomerii sau angajații care doresc să-și schimbe locul de muncă se pot adresa pentru informații suplimentare agențiilor locale din Alba Iulia, Aiud, Câmpeni și Sebeș. Bolnavii de la Spitalul Județean de Urgență Alba se vor putea ruga în viitor într-un lăcaș de cult aflat chiar în curtea instituției spitalicești. Conducerea unității medicale a anunțat că astăzi va fi pusă piatra de temelie a bisericii printr-o slujbă religioasă. Proiectul de ridicare a unei biserici în curtea spitalului începe să prindă contur. Ceremonialul religios va avea loc mâine în jurul orei 18 și va fi oficializat de Înalt Preasfinția sa Irineu în prezența conducerii spitalului și autorităților publice. Biserica din lemn va fi ridicată exclusiv din donații. Potrivit planurilor, lăcașul se va întinde pe o suprafață de 15 metri lungime și 9 metri lățime. Proiectul lăcașului de rugăciune a fost realizat gratuit de arhitectul Marius Barbieri. Biserica se dorește a fi un loc de rugăciune pentru bolnavii internați în Spitalul Județean Alba, care în prezent se pot reculege într-o încăpere amenajată în incinta secției de urgență. Ca urmare a efectuării unor lucrări de reabilitare a infrastructurii feroviere, începând cu data de 22 august, vor interveni modificări în circulația trenurilor internaționale care au ca destinație Ungaria prin frontiera de la Episcopia Bihor. Astfel vor fi posibile modificări de oră, transbordări ale pasagerilor în mijloace auto sau devieri ale circulației. Până la definitivarea acestor modificări de către căile ferate ungare, nu sunt disponibile la vânzare locuri la următoarele trenuri: 362, 363 Cluj-Napoca, Budapesta, Cheleti și retur, 354, 365 Cluj-Napoca, Budapesta, Cheleti și retur, 366, 369, 367 Brașov, Târgu Mureș, Budapesta, Cheleti și retur și 406, 407 Brașov, Budapesta, Cheleti și retur. CFR Călători va informa publicul călător asupra posibilității de rezervare și cumpărare a biletelor la trenurile amintite imediat ce Administrația Căilor Ferate Ungare va definitiva noile orarii și locurile care vor putea fi puse la vânzare. Informații despre circulația trenurilor internaționale sunt disponibile la stațiile și agențiile de voiaj CFR deschise în trafic internațional. Amânare la primul termen în dosarul finanțărilor ilegale de la FC Unirea. Magistrații de la Tribunalul Alba au stabilit un nou termen de judecată pentru 17 septembrie, după ce inculpații au solicitat timp pentru a-și angaja apărători.
În urma finalizării rechizitorului în acest dosar au fost trimiși în judecată de către procurorii DNA Alba Iulia, președintele clubului Marian Sarme și vicepreședinții Mihai Bărda și Oliviu Feneșan, precum și fostul președinte executiv al clubului FC Unirea Nicolae Lupu și viceprimarul Paul Voicu. Cei cinci sunt acuzați de procurori de înșelăciune în privința banilor publici alocați în perioada 2005-2011 de Consiliul Local și Consiliul Județean Alba, echipei de fotbal FC Unirea. În total ar fi vorba de aproximativ 11 milioane de lei, 8 milioane de lei de la Consiliul Local și 3 milioane de lei de la Consiliul Județean. Consiliul Local Alba Iulia a decis să nu se constituie parte civilă în acest dosar. Procurorii DNA au finalizat cercetările în cauză la finalul lunii trecute și au dispus trimiterea în judecată a celor cinci la Tribunalul Alba. Primul termen de judecată ar fi trebuit să se desfășoare ieri. Magistrații tribunalului au admis însă cererile de amânare formulate de inculpați în care se solicită timp pentru angajare de apărători. Următorul termen a fost stabilit pentru data de 17 septembrie. Săptămâna trecută, România și Bulgaria au primit un nou mesaj de respingere din partea membrilor Uniunii Europene. Ministrul Federal de Interne din Germania, Hans-Peter Friedrich, membru al Uniunii Creștini Social Bavareze, s-a pronunțat ferm împotriva aderării României la spațiul Schengen în viitorul apropiat. În opinia sa, românii și bulgarii vor trebui de acum înainte să-și prezinte pașapoartele la intrarea în țările Schengen. Declarația înaltului demnitar german a fost publicată într-un ziar ce apare în orașul Düsseldorf, acesta pronunțându-se în repetate rânduri pentru o politică de securitate mai restrictivă în cadrul Uniunii Europene. Dornici să cutreiere lumea pentru a munci, dar și pentru a-și petrece concediul, albaiulienii nu privesc cu ochi buni aceste măsuri de izolare a României. În același timp sunt nemulțumiți și de comportamentul nepotrivit al unor concetățeni care, odată ajunși în Europa, au adus un prejudiciu de imagine țării. De ce credeți că ne sunt închise ușile către spațiu Schengen, nouă românilor? De ce cred? Da. Este foarte bună întrebarea. Bănuiesc că oficialitățile nu se implică suficient. Nu cred că românii sunt de vină. Și probabil că și au anumită reticență vis-a-vis de români pentru ceea ce se întâmplă dincolo. Dar asta nu este un motiv ca să fie închise porțile Schengen, zic eu. Nu știu care ar fi alt motiv. Avantaje? Păi ce avantaje am avut că am intrat în Uniunea Europeană? Opinia mea este că nu știu ce avantaje chiar așa grozave vom avea, pentru că, din păcate, porțile Uniunii Europene sunt deschise, nu chiar toate, dar avantajele, poate noi suntem de vină, poate ei sunt de vină, poate ei au găsit o piață de desfacere la noi, nu știu. Credeți că și dezordinea politică prin care trecem ne afectează? Asta cred că este așa un... Cineva să dea vina pe cineva. Nu neapărat. Deși se face mult tantam și în alte țări se bat în parlament, își scot ochii. Deci nu știu dacă România este mai altfel decât... Chiar suntem mai civilizați, aș putea să spun. Pentru că sunt prea mulți țigani care își fac de cap în vest. Eu stau în vest de 20 de ani și știu că vin și cerșesc la noi la ușă în fiecare zi. Și ăia de dincolo, ăia cred că noi suntem toți țigani. Credeți că influențează și dezordinea politică prin care trecem? Bineînțeles, și asta. Mai ales după cacealmalele astea de ultimul timp. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, ce avantaje credeți că am avea noi românii dacă am reușit să intrăm în spațiul Schengen? Păi, cred că ați putea mai ușor să primiți un serviciu. Eu știu, sunt foarte mulți specialiști buni în România, nu? Eu locuiesc afară, nu știu politica României. Cum sunt văzuți românii în afară? Știm destul de bine toți, din păcate. Din cauza politicienilor, categoric. Așadar, din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că dezordinea politică influențează în primul rând? Pentru că politicul influențează absolut tot în România, chiar mai mult decât e necesar. Și ce avantaje credeți că am avea? De ce am beneficia în plus dacă am reușit să intrăm în spațiu Schengen? Circulația celor, mașinilor mari, în special celor de mărfuri. Persoanele, să spun așa, că se descurcă, nu ar fi, cred eu, așa de mare... câștigul, deși este pentru România să aparții spațiului Schengen. Ne aducem aminte când umblam după vize înainte de a intra în comunitate și nu prea ne face mare plăcere să ne reamintim acest lucru.
În interviul din Rheinische Post, demnitarul spune că problema aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen urmează să fie din nou dezbătută în septembrie, când se va găsi o soluție. În opinia albaiulienilor, o soluție în România ar trebui găsită și pentru problemele din planul acțiunilor politice, care au dus la decredibilizarea țării noastre și astfel la respingerea de aderare în spațiul Schengen. Din punct de vedere politic? Politic, normal. Motive ar fi mai multe, dar e greu de explicat acum. E de natură politică, să știți. Părerea mea, probleme politice. Și după câte am înțeles de la domnul Tutilescu, cel care s-a ocupat de spațiul Schengen, am înțeles că erau toate condițiile create ca să accedem, dar scandalurile astea politice, vă dați seama că implică... Credeți că ar mai fi încă un factor în afară de scandalurile politice? Nu, nu. Am înțeles că zona de frontieră e pusă la punct, toate condițiile create, numai că vedeți. Și ce avantaje credeți că am avea noi românii dacă reușim totuși să intrăm în spațiul Schengen? Avantajele să știu, nu trebuie să dau intru în detalii. Avantaje sunt foarte multe, nu știți, spațiul Schengen una și Uniunea Europeană alta. Deci ceva similar, dar vedeți cu problemele care le implică. Uniunea Europeană care se duc unii să plângă acolo că fac nu știu ce probleme alții și uite așa se ajunge la neplăceri. Către spațiul Schengen, nu cred că ne sunt închise toate ușile dacă vom face îndeplini toate condițiile care ne sunt puse. Dar ce avantaje credeți că o să avem noi în momentul în care vom reuși să intrăm în spațiul Schengen? Păi probabil că vom avea mult mai multe legate de locuri de muncă, de transport, de călătorii și așa mai departe. Dar totul cred că depinde de noi și nu de ceilalți și ar trebui să ignorăm foarte mult ce spun ceilalți și să ne vedem noi de rezolvarea problemelor interne și tot ce înseamnă aceasta. Ministrul de Interne german s-a pronunțat și pentru reintroducerea unor controle între statele membre ale spațiului Schengen. El a spus că Germania a reușit să convingă și alte țări de necesitatea acestor controle parțiale. În ultimă instanță, decizia vine din partea țărilor membre, iar Parlamentul European va trebui să modifice reglementările actuale. Adică o mașină, n-am bani de benzină. Aceste cuvinte ar putea fi pe buzele multor români în următoarea perioadă. Prețul carburanților crește din nou, iar asta după ce precedenta majorare a avut loc la sfârșitul lunii iulie. Veștile proaste se țin lanț pentru români. Salariile nu cresc, însă scumpirile sunt la ordinea zilei. Petrom a scumpit din nou carburanții de data aceasta cu 5 bani pe litru. Astfel, un litru de benzină standard costă începând de astăzi 6 lei, iar motorina standard 6,05 lei pe litru. S-a scumpit a doua oară în ultima lună prețul la combustibil. De ce credeți că se întâmplă asta? Nu știu ce să spun. Nu pot să-mi dau seama. Cât de des vă mai faceți plinul la mașină? Nu prea cu... sistemul ăsta cu banii care există, cam greu să faci un plin în vremea asta. N-am ce să fac, pentru că pentru mine mașina este necesitate, nu este... Dar cine credeți că se face vinovat pentru explozia asta a prețurilor la combustibil? Este greu de spus, dar mi se pare totuși că, știu eu, ce să zic, situația economică, fluctuațiile în politică... Credeți că mai cresc prețurile sau se opresc aici? Să duce țara pe râpă. Precedenta majorare de prețuri a avut loc la sfârșitul lunii iulie, atunci când Petrom a scumpit benzina și motorina cu 9 bani per litru. Scumpirile sunt cauzate de evoluția cotațiilor barilului de petrol, dar și de deprecierea semnificativă a leului în raport cu dolarul. Leul a început săptămâna cu o recuperare, îndepărtându-se astfel de valoarea minimă istorică de vineri. Guvernatorul Băncii Naționale a transmis luni un mesaj politicienilor în acest sens, vizibil deranjat de situația politică din țara noastră. Muguri Sărescu a declarat că leul stă încă bine față de câte s-au întâmplat în ultima vreme. Muguri Sărescu le-a atras atenția politicienilor că trebuie să facă pace, spunând că de vină pentru variațiile mari ale cursului de schimb este situația economică din Europa. De altfel, și economiștii sunt sceptici cu privire la revenirea leului dacă incertitudinea politică mai durează. Mai rău este că situația de pe scena politică din România nu afectează doar evoluția monedei naționale. O altă problemă ar fi legislația, care se modifică incredibil de frecvent în țara noastră. În privința stabilității legilor, România ocupă una dintre ultimele poziții din Europa. Nici nu ne mirăm, pentru că numai anul trecut codul fiscal a fost modificat de 133 de ori. Demisiile miniștrilor Ioan Rus și Victor Paul Dobre au generat remanieri guvernamentale. Premierul Victor Ponta a prezentat propunerile pentru portofoliile de la Justiție, Interne, Externe, Administrație și Ministerul pentru Relația cu Parlamentul.
Mircea Dușa va fi noul ministru de interne, iar Radu Stroie va prelua funcția de ministru delegat al administrației. Titus Corlățean a fost nominalizat pentru externe, iar Mona Pivniceru pentru justiție. În sfârșit, ministru pentru relația cu Parlamentul va fi socialdemocratul Dan Șova. Există o singură problemă în privința acestor nominalizări și o vizează pe Mona Pivniceru, care, pentru a putea fi ministru al justiției, trebuie să-și dea demisia din Consiliul Superior al Magistraturii. După ce Mona Pivniceru, propunerea pentru funcția de ministru al justiției a stârnit o serie de discuții și controverse, președintele interimar al României, Crin Antonescu, a făcut o altă desemnare. Conform unui anunț al administrațiilor prezidențiale, Crin Antonescu a semnat un decret prin care Victor Ponta, prim-ministru al Guvernului României, este desemnat ministru interimar al justiției. Inițial, Mona Pivniceru, actual judecător și membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost propusă pentru portofoliul justiției. Pentru a accede în funcția de ministru, Pivniceru trebuia să-și dea demisia din funcția de membru al CSM, apoi să revină la Înalta Curte de Casație și Justiție, după care să ceară detașarea la Ministerul Justiției, cerere de detașare pe care Consiliul Superior al Magistraturii a respins-o. În acest context, marți dimineața, președintele interimar al României, Crin Antonescu, l-a desemnat pe primul ministru al României, Victor Ponta, ministru interimar al justiției. Curg demisiile din Guvernul României mai ceva ca apa pe râul Sebeș. Acum a venit rândul ministrului delegat pentru mediul de afaceri. Lucian Isar a demisionat în urma unor discuții avute cu premierul Victor Ponta, iar în locul lui a fost delegat Mihai Voicu. Lucian Isar a demisionat din funcția de ministrul delegat pentru mediul de afaceri, iar portofoliul îi revine lui Mihai Voicu, vicepreședinte al PNL. Potrivit unor surse politice, Isar a cerut liderilor USL asigurări că această perioadă de instabilitate politică nu va mai dura mult. Isar a spus că actuala criză politică afectează exact domeniul de care el se ocupă, adică mediul de afaceri. Neprimind această asigurare, a decis să demisioneze din guvern. Decizia lui Isar vine în contextul remanierii guvernamentale de luni. Vicepreședintele PNL Mihai Voicu a declarat tot luni că Lucian Isar a demisionat din funcția de ministru delegat pentru mediul de afaceri din motive strict personale. Voicu precizând că el este cel care va prelua acest portofoliu, propunerea fiind aprobată în ședința PNL. Situația din Siria este din ce în ce mai instabilă, atât de instabilă încât și demnitarii țării au ajuns să lase armele jos. Un exemplu elocvent este premierul sirian. Acesta a fost demis din funcție după care a fugit din țară. A fost demis din funcție după care a ales calea fugarului. Riad Hijab a luat decizia de a dezerta din cauza crimelor de război și a genocidului din Siria, a declarat purtătorul de cuvânt Mohamed Otri aflat la Aman, afirmând că premierul sirian se află într-o locație sigură împreună cu familia. Fostul premier al Siriei nu este singurul care a dezertat. Lista este completată de 2 miniștri și 3 ofițeri militari. După demisiile miniștrilor anunțate luni și remanierea guvernamentală inițiată de Victor Ponta, nu au întârziat să apară și reacțiile în presa internațională. Potrivit marilor publicații din afara țării noastre, bătălia pentru referendum aruncă România în criză. Ponta își întărește controlul la putere, scrie publicația Financial Times, care descrie situația din România în aceiași termeni de criză. Criza politică din România a luat o nouă întorsătură luni după ce prim-ministrul Victor Ponta, care continuă să lupte pentru detronarea președintelui suspendat Traian Băsescu, a înlocuit 5 membri ai cabinetului său, inclusiv ministrul justiției, cel de externe și ministrul delegat pentru administrație. Totodată, publicația financiară observă că guvernul actual nu va avea pace până ce Traian Băsescu nu va pleca. Pentru referendum aruncă România în criză, titrează agenția France Press. Criza politică din România s-a înrăutățit luni din cauza referendumului pentru destituirea președintelui, după ce ministrul de interne a demisionat și a acuzat presiuni inacceptabile, relatează sursa citată. De mai bine de o lună, România se confruntă cu un război fără sfârșit între coaliția de centru-stânga aflată la putere, Uniunea Social-Liberală și tabăra de centru-dreapta a președintelui suspendat Traian Băsescu. Premierul României remaniază guvernul, iar Banca Centrală avertizează în privința efectelor asupra bugetului, notează Reuters. Prim-ministrul român Victor Ponta a remaniat luni cabinetul în urma demisiei ministrului de interne și după ce guvernatorul Băncii Centrale l-a avertizat pe premier că războiul cu președintele suspendat ar putea avea consecințe nefaste, slăbirea monedei naționale și îngreunarea finanțării bugetului, scrie Reuters. Într-o vară cu mult soare și căldură înăbușitoare, vă aducem cele mai bune sugestii de relaxare la răcoare. Nu vă gândiți la o terasă unde să fiți serviți cu mii de cuburi de gheață. Ce spuneți însă de o plimbare chiar pe un imens cub de gheață? În inima munților Apuseni, peștera Ghețarul de la Scărișoara vă așteaptă cu o porție zdravănă de gheață cu o vechime de peste 4.000 de ani.
La 10 km distanță de comuna Gârda, culmile Apusenilor găzduiesc cel mai mare ghețar subteran din Europa, care a fost declarat monument al naturii în 1938. Peste 40.000 de turiști vin să viziteze anual peștera Ghețarul de la Scărișoara, iar mulți dintre ei revin pentru a treia sau a patra oară să admire această minunăție a naturii. Ne spuneți de unde sunteți? Din Craiova. Și de ce ați venit aici, tocmai în Ardeal, în Apuseni? Păi am venit să descoperim minunățile naturii și totodată, fiind pentru prima dată pe aici, am hotărât să vizităm și peștera și muzeele care se află în prejurim și să ne petrecem timpul și concediu să-l facem cât mai frumos. Ce impresie v-a lăsat zona munților Apuseni și acum? Nimic nu mi-a plăcut aici. De ce? Am glumit. Frumos. E frumos? Da. Fiecare vară vă abateți pe aici, prin zona noastră? Nu. Odată la 5 ani. Odată la 5 ani și ce obiectiv v-ați ales în tot acest timp? Păi aceleași lucruri. De ce vi se pare impresionant? Spuneți-ne câteva dintre lucrurile pe care le-ați vizitat în Apuseni. Am văzut poarta lui Ionele. Accesul în peșteră se face printr-un impresionant aven care are o deschidere de 60 de metri. Scările înguste fixate în stâncă duc până la intrarea propriu-zisă. Coborâm cu grijă scheletul metalic și ne oprim din loc în loc pentru a arunca o privire peste balustradă, tentați fiind de adâncimea avenului. Suntem întâmpinați la intrare de ghidul nostru, un puști de 6 ani care ne lasă cu gura căscată chiar de la prima vedere prin dezinvoltura cu care ne vorbește despre peșteră. Animalul de pe gheață se numește morsa de gheață, rezervația mare pe partea asta, pe cealaltă rezervația mică, biserica de gheață. Peștera a fost descoperită de Emil Racoviță în anul 1863, vechimea gheții 3800 și în peșteră este așa un jder, busanul de la rezervația mică de după balustrada de unde sunt domnii de la în spate de la morsa de gheață. Este un culcuș, un ujder. Noaptea este afară, ziua înăuntru și asta este tot ce m-am învățat. Și ce alte lucruri interesante ai mai văzut aici în peșteră? Ce alte lucruri? Zăpada niciodată nu se duce. Altceva în afară de... Am mai văzut când au picat surțuri de gheață de în tavan. Numai se auzea un zgomot mare. Spune-mi cum te numești și câți ani ai. Eu sunt Dragoș. Am 6 ani. Am născut în 2006. 13 ianuarie iarna. Aflăm mai târziu că Dragoș este băiatul ghidului nostru și astfel profităm de ocazie pentru a primi mai multe informații despre acest ghețar. Și descoperit în totalitate abia în anul 1947, când este dat spre vizitare prin trei galerii. Avem porțiunea cu scări pe unde a coborât, care are o adâncime de 50 de metri și o deschidere de 60, sala mare, aici unde ne aflăm acum, care are lungime de 108 metri și ultima sală e sala bisericii. Deci tot circuitul e 250 de metri. Speologii mai coboră de la baza gheții încă 60 de metri vertical, după coborârea celor 60 de metri, jos se deschise luria și cum sunt aici sus și să mai continuă orizontal o jumătate de kilometru. Și gheața îi până la adâncimea de 95 de metri. După aia începe calcarul, deci partea nevizitabilă, majoritatea cu formațiuni din calcar. Și aici blocul de gheață pe care stăm, în sala mare, chiar la intrare, are 36 de metri grosime. Unde e stratul cel mai subțire, jos în sala bisericii, e 16 metri. Iar volum, 120.000. de metri cubi. Vechimea, 3800 de ani. Deci e cel mai mare ghețar subteran din Europa. Odată ajuns în inima peșterii, te lași învăluit de aerul rece și proaspăt al gheții, care te duce cu gândul la frumusețea iernii. Imaginea gheții și mai ales a stalagmitelor din sala bisericii îți rămâne imprimate în minte mult timp după ieșirea din peșteră. De unde sunteți? Din Târnăveni. Este pentru prima dată când veniți în zonă? Nu, anual venim. Vi se pare atât de impresionant când merită să o vedeți în fiecare an? Da, urmărim. Am fost și pe la peștera Vârtov, pe la Coibă, ieri am fost la Avram Iancu, o parte din noi pe la Rieșeni. E super. Cum vi s-a părut peștera? Drăguță, frumoasă, interesantă. De unde sunteți? Din Arad. Este pentru prima dată când veniți în zonă? Prima dată, da. Într-o peșteră pentru prima dată? Nu, am mai vizitat peștere. Și cum vi se pare aceasta în comparație cu celelalte? Interesantă, nu am mai văzut așa ghețar și... Ce ne-a spus domnul, 36 de metri, numai gheață, sub noi,
foarte interesantă. Foarte interesantă, mai ales adâncimea aia. Înțeles că numai speologii au acces acolo la 500-600 de metri mai adâncime. Foarte drăguț. Abundența turiștilor i-a determinat pe administratori să realizeze chiar și un experiment cu ajutorul căruia să observe schimbările de temperatură din interiorul peșterii. Astfel, doi tineri au fost invitați să-și unească destinele în inima înghețarului, având alături 270 de invitați. De sezonul începe începutul din mai până în septembrie. Și avem câte 3-400 de persoane pe zi în perioada asta. Ia numai puțină lume, că accesul e greu. Când este la maximul lui ghețarul? Când este totul înghețat aici în zonă? Interesant e în aprilie-mai. Deci începând din noiembrie până în aprilie, temperatura scoade în toată peștera sub 0 grade. Și atunci tot ce se infiltrează îngheață. Și primăvara e cea mai interesantă. Și dacă toamna e ploioasă, deci e mai multă infiltrație. O formațiune stalactită poate să ajungă la 6-7 metri. Dacă toamna e secetoasă, mai puțină infiltrație și mai puține formațiuni. Dar gheața crește. Deci volumul gheții crește. Din 2003 până anul trecut a crescut 13 cm. Părăsim Palatul de Cleștar și odată ajunși în sat, dăm jos hainele groase și încercăm să facem față temperaturilor care depășesc 35 de grade. Lupta este acum și mai grea, având în vedere că în peșteră nu era mai mult de 1 grad Celsius. Pădurile munților Apuseni adăpostesc cea mai mare resursă de fructe de pădure din zona Transilvaniei. Considerate produse ecologice și având deosebite calități aromatice, aceste fructe sunt și o bună sursă de venituri pentru locuitori. Gemul de afine sau smeură, siropul de muguri de brad, toate pot fi cumpărate direct de la gospodinele locului, gustul dulce al apusenilor devenind astfel unul de neuitat. Comercializarea fructelor de pădure, dar și a diverselor preparate, a devenit o adevărată îndeletnicire pentru locuitorii munților Apuseni. Gospodinele au pus în practică diverse rețete pentru a pregăti dulcețuri și siropuri care decare mai aromate și mai gustoase. Pe marginea drumului sau în inima pădurii găsește amplasate tarabe pline de astfel de produse ecologice care trag cu ochiul turiștilor. Avem aici gem de afine, tot așa. Un kil de afine, 60 de grame de zahăr, le fierbem, le așezăm la borcan. Avem sirop de afine, iar fierbem fructele la un kil de afine, punem un kil de apă, strecurăm, punem un kil de zahăr, îl fierbem, punem la sticlă. Și rețete originale, văd da, că... originale, ăsta e de brad. Culegem în luna limai muguri de brad, îl fierbem, îl strecurăm, punem kil la kil zahăr, kil de lichid, un kil de zahăr. Îl fierbem 20 de minute și îl așezăm la sticlă. Toate sunt culese de aici, din zona munților Apuseni? De aici, din munții noștri. Spuneți-vă, rog frumos, văd că aveți foarte multe siropuri. Sunt și medicamente pentru dumneavoastră, le folosiți cu aceste scopuri? Spun bătrânii când aveau diarie, copilașii și noi când eram mici, numai ne da afine, băga într-o sticlă cu zahăr. Ne da și ne trecea. Și alte siropuri? Astea pentru răceală, când e doar gâtul de brad, smeura mai mult cu apă. Sirop cu apă natural. După zeci de ani petrecuți în scopul promovării zonei din punct de vedere turistic, oamenii locului s-au reprofilat încercând să obțină venituri suplimentare din rodul pădurilor. Iar dacă femeile culeg fructe și pregătesc dulcețuri, bărbații au trecut la cioplitul în lemn, devenind meșteri populari. De soțul meu, care lucrează acum pe tulnicuțele astea și pe linguri, el lucrează de la vârsta de 10 ani, îmi povestește că a făcut primul ciubăr, deci primul ciubăr care se numea nu ciubăr, deci o doniță pentru băut apă. Deci avea vârsta de 10 ani. Pe urmă, în continuare, a făcut ciubere, a lucrat la ciubere, din care am lucrat în turism, că el a fost angajat aici pasnic ghid la ghețarul, 42 de ani a lucrat aici cu turismul. Între timp, am și făcut ciubăruții, pentru că nu se putea numai tot timpul de aici. Mai făcea ciubere, mai făcea din astea. Iar după ce au terminat aici, la ghețarul, ni s-a mai deschis un muzeu acolo jos, la parcare, care a mai fost și acolo vreo 12 ani. Înseamnă că vreo 60-70 de ani aproape am lucrat în turism. 50, deci 50 de ani de căsătorie avem și am lucrat tot în turism amândoi. Chiar dacă invazia plasticului a scăzut cererea pentru ciubere și alte obiecte casnice din lemn, meșterii creează acum suveniruri pentru turiștii care vor să plece din zonă cu amintire. Dar totul s-a proferat pe tulnicuțe, linguri, ciubăruțe, donițe din astea, pentru ca să avem cu ceva să stăm în fața turiștilor când vin la noi, ca să plece cu ceva din țara moților, nu?
Din păcate, tinerii care locuiesc în zona Munților Apuseni nu împărtășesc această pasiune a cioplitului în lemn, iar obiectele de artizanat care duc tradiția mai departe sunt din ce în ce mai puține. Caravana Casei de Cultură a studenților pornește prin județ. Este vorba despre un turneu care are drept scop promovarea tinerilor și studenților ce activează în cadrul instituției culturale și care adună anul acesta invitați de seamă. Caravana Casei de Cultură a Studenților 2012 se va desfășura în perioada 10 august-9 septembrie sub forma unui turneu județean. Spectacolul va avea loc în fiecare oraș al județului și va reuni nume deja consacrate în lumea divertismentului din Alba. Își vor face apariția ansamblul coregrafic al Io Petru, trupa de teatru Skepsis, Antinia, marea câștigătoare a concursului Vocile Cetății, DJ M. Livio, Florin Covaciu și Simona Niculeasă, manechinele de la Miss Turism Alba 2011, dar și Flaviu și Ricky de la România au talent. Bucurie mare în tabăra NASA. Robotul american Curiosity a ajuns luni după o călătorie de 560 de milioane de kilometri pe planeta Marte. Robotul va rămâne acolo timp de 2 ani și va căuta indicii privind posibila existență pe planeta roșie. Curiosity, care cântărește 900 de kilograme, este de 2 ori mai lung și de 5 ori mai greu decât predecesorii săi, Spirit și Opportunity, și este echipat cu 10 instrumente științifice. Are un braț cu camere de înaltă definiție și un laser pentru studierea țintelor aflate la o distanță de 7 metri. Robotul, care se deplasează pe 6 roți, posedă și un braț articulat de 2 metri, capabil să foreze până la o adâncime de 6 cm în rocă, o premieră pentru Marte. Eșantioanele culese vor fi analizate într-unul dintre cele două laboratoare din interiorul robotului. Alte instrumente vor cerceta mediul pentru a detecta în special prezența metanului, adeseori legat de prezența vieții pe Pământ și a unui gaz deja detectat pe Marte în anumite sezoane. Curiosity va măsura de asemenea și radiațiile care ar putea afecta viitoarele misiuni umane pe Marte. Robotul dispune și de o stație meteo. Pe perioada misiunii de explorare prevăzută a dura 2 ani terestri, adică un an marțian, robotul alimentat de un generator nuclear va încerca să descopere dacă mediul marțian poate fi propice dezvoltării unei vieți microbiene. NASA a prezentat realizarea ca fiind cea mai complexă din istoria roboticii spațiale. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020 000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Antrenorul echipei uniriste, Stelian German, a tras un semnal de alarmă pentru întreaga comunitate a județului. Acesta a atenționat că unirea de astăzi nu va fi cea de ieri și s-a plâns că este cu mult în urmă cu pregătirea echipei. Un cantonament i-ar fi putut rezolva problemele fidelului antrenor, însă din lipsa fondurilor, unirea a rămas acasă pentru al treilea an. După jocul amical disputat împotriva echipei FC Baia Mare, German a tras un semnal de alarmă, iar ofurile echipei au fost exprimate prin vocea tehnicianului. Trebuie tras un semnal de alarmă pentru că e foarte, foarte târziu pentru unirea Alba Iulia. Să nu se aștepte nimeni că va fi ce a fost anul trecut, pentru că anul trecut cel puțin aveam un lot, au apucat să facă o pregătire centralizată. Singura posibilitate este pentru unirea și de ne-am reunit, să nu se desfințeze. Va fi cu siguranță un sezon foarte greu, având în vedere situația critică a clubului, însă dacă oficialii vor reuși cu chiu și vai să țină la echipă jucătorii experimentați, FC Unirea va avea o șansă mare să evite retrogradarea. Clubul de pescuit sportiv Cetate din Alba Iulia va organiza un concurs cu scopul de a selecționa pescari pentru întrecerile sportive oficiale organizate de Federația Română de Pescuit Sportiv. Întrecerea va avea loc în data de 25 august pe o baltă privată amplasată în spatele fabricii de bere din zona izvorului Homoșteanu. Competiția este organizată pentru pescari amatori și profesioniști de toate vârstele. Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, Ștefan Popescu, dorește să încurajeze participarea în masa pescarilor la competițiile oficiale. Aceasta este locația pe care Clubul Sportiv Cetatea Alba Iulia organizează concursul de pescuit sportiv din 25 august anul curent, în vederea selecționării sportivilor pentru a participa la competițiile sportive oficiale.
financiare organizate de Federația Română de Pescuit Sportiv. Înscrierile se pot face la sediul Federației Române de Pescuit Sportiv de pe strada Octavian Goga, în apropierea Centrului de Statistică. Ștefan Popescu a declarat că este foarte greu să conducă federația, care este într-o situație critică. Intenția noastră este să invităm atât copii, junior, tineret, senior și veteran, cât la masculin și la feminin, în vederea selecționării acestora, pentru a fi legitimați și a participa la competițiile sportive oficiale ale României organizate de Federația Română de Specialitate. În momentul de față suntem într-o situație foarte, foarte critică, în sensul că pescuitul sportiv nu beneficiază de infrastructură de pescuit, nu are bază de selecție, nu are un sistem organizat competițional care să fie desfășurat după toate normele unei federații sportive. Organizatorii speră ca întrecerea să fie un real succes și pescarii să-și măsoare cu adevărat forțele în capturi și unelte de pescuit. FC Maramureș Universitar Baia Mare, echipă care a evoluat într-un amical împotriva Unirii sâmbătă, va juca din sezonul viitor la Zladna. Era doar un zvon cu puțin timp în urmă, însă de acum totul este oficial. Știrea a apărut și pe site-ul echipei de fotbal. Astfel, Unirea va face o deplasare de 35 de kilometri în vederea disputării meciului cu echipa băimăreană. La meciul amical ce s-a disputat pe stadionul Cetate din Alba Iulia se vorbea despre mutarea echipei din Baia Mare la Zladna. Cu toate că era doar un zvon, s-a produs cu adevărat mutarea. Inițial, oficialii anunțau că echipa face doar un stagiu de pregătire la Zladna, însă pe site-ul oficial al echipei a apărut și această veste, considerată una tristă pentru comunitatea maramureșoană. Întâlnit la finalul meciului dintre Unirea și Baia Mare pe stadionul Cetate, Cornel Țălnar a declarat că a venit să urmărească două echipe locale. Așadar, FC Baia Mare va disputa mâine ultimul meci pe stadionul Viorel Mateianu, urmând ca meciurile oficiale să le dispute pe terenul din Zladna. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Am avut parte de vreme caniculară și astăzi în cea mai mare parte a țării. Cerul este variabil spre senin, cu unele înorări în această seară și la noapte, în special în regiunile montane, unde vor fi intensificări ale vântului și izolat averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime au valori cuprinse între 30 și 39 de grade, iar cele minime de la 13-14 grade în depresiuni până la 26 de grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 29 de grade la Alba Iulia, vor fi 30 de grade la Sebeș, 28 de grade la Aiud, 27 de grade la Blaj și 24 de grade Celsius la Câmpeni. La noapte, regimul termic va oscila în jurul valorii de 17 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 18 grade la Sebeș, 16 grade la Blaj și 15 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Mâine, valorile termice vor marca o scădere în toată țara. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și noaptea vor fi înorări temporar accentuate în zona de munte și nu numai. Local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, ce pot lua și aspect de vijelie. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor avea valori de la 27 până la 35 de grade, iar cele minime se vor situa, în general, între 12 și 22 de grade Celsius. Așadar, aproximăm valorile zilei de mâine, situându-se în jurul a 33 de grade la Alba Iulia, vor fi 34 de grade la Sebeș, 32 de grade la Aiud și Blaj și 29-30 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Poi mâine, temperatura aerului va continua să scadă ușor, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 26 și 33 de grade, iar cele minime vor avea valori de la 10 grade în zonele de presionare până la 23 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înorări temporare ziua, îndeosebi în zona de munte, unde local vor fi posibile fenomene de instabilitate atmosferică. Doamnelor și domnilor, aici încheiem rubrica Meteo. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!